că puterile voastre sunt la fel ca și pofta de os. Dar chiar și așa, cine poate să asculte ce spun că-i spumos? E clar că și mintea-ți e goală, luminile acolo s-au stins. Vorbim despre rege și țara, nici voi nu puteți fi surprinși. Pregătiți să fiți voi pentru o șansă, pregătiți pentru bunele vești. Și o eră nouă va duca cum vouă. Și noi ce vom face? Ascultă în pace. Știu, nu sună bine, dar veți fi cu mine, fiindcă eu chiar mă țin de cuvânt. Pentru o viață împlinită să fiți pregătiți. Da, fiți pregătiți. O să fim pregătiți. Pentru ce? Pentru moartea regelui. De ce e bolnav? Nu, prostule, îl omorâm noi. Și pe Simba. Bună idee! Cui trebuie rege? Fără rege, fără rege, la 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 la. Idioților, va fi un rege. E, dar ai spus... Eu o să fiu rege. Stați cu mine și n-o să vă mai fie vreodată foame. Da, bine! Trăiască regele! Trăiască regele! Aș vrea să înțelegeți că voi trebuie să faceți ceva. Și așa viitorul e al vostru și lipsuri nu veți avea. Acum nu vă este prea bine. Cu mine puterea-ți căpăta. Pregătiți pentru o șansă măreață. Pregătiți pentru o viață de lux. În plan este gata să strângem armata, să înceteze, să manipuleze. Voi fi respectat și iubit, adulat, admirat pentru ceea ce sunt. Asta este, e musai să fiți pregătiți.